Ca de fiecare dată, la începutul fiecarei luni, încercăm să aflăm cum stăm din punct de vedere astrologic, iar alături de noi este de fiecare dată doamna Lucia Palii, pe care o salut și în această seară. Bună seara, doamna Palii, bine ați revenit! Bună seara, Doidința, și bună seara pentru toată lumea care ne privește acum. Într-adevăr, suntem într-a doua zi de vară. Este noutatea cea mai bună de acum și copiii deja au ieșit în vacanțe, pot să se bucure de un timp cam ploios, dar din punct de vedere astrologic, totuși vine o situație destul de benefică pe toată vara și am scăpat de acele combinații negative care erau până la sfârșitul iernii, în situația așa destul de încordată, încleștată. Așa că mai departe avem tunelul de eclipse, așa numitul, pentru că am avut o eclipsă pe data de 26 mai de lună, care a fost văzută mai mult din partea Australiei și Oceanului Pacific, deci nu ne afectează pe noi, pe țara noastră, pe partea asta a Europei, dar mai avem o eclipsă pe data de 10 iunie și această eclipsă de soare va fi văzută din partea europeană, deci sunt posibile niște evenimente care și pe noi să ne afecteze. De obicei, eclipsele aduc informații stresante și când se mai dublează cu alte efecte astrologice, avem noi acum, știm, Mercurul retrograd de pe data de 30 mai. Toată lumea este pregătită la această temă, deja probabil că au învățat-o toți. Când Mercurul este retrograd, toată lumea știe, crede că ceva... este ceva nemaipomenit de straniu, de ghinion și așa mai departe. Dar trebuie să spun că și pe Mercurul retrograd se poate de făcut niște lucruri foarte calitative, anume de dat datorii, de făcut reparații, de meditat ce am făcut în trecut. E posibil chiar să întâlnim persoane din trecut care nu avem istorie finalizate și este important să ne gândim totuși la viitor, dar totuși nu trebuie să facem contracte care au o influență foarte mare asupra noastră, asupra soartei. Nu este bine să facem tranzacții mari, să facem niște calcule așa mai detaliate. Nu e bine totuși să mergem la un lucru nou sau sunt multe persoane acolo acum care vor să emigreze, că vedem că a contenit un pic, adică s-a micșorat un pic, tot ce înseamnă condițiile acestea de carantină, da, și din cauza asta toată lumea vrea să călătorească, toată lumea vrea să-și perfecteze documente, iată, anume pentru documente și pentru cumpărarea, procurarea biletelor și chiar dorința asta de a face o cale mai interesantă, mai comodă pentru oamenii care călătoresc, acum este aproape imposibil. Deci trebuie să știm că sunt posibile multe încălceli, este posibil să greșim și cu banii și cu traseul și de obicei când este Mercurul retrograd se strică și tehnica. Deci este foarte important anume pentru zodiile mutabile în primul rând, pentru că noi știm că când sunt eclipse, acționează mai mult în combinația din patrat, adică sunt afectați în primul rând gemenii, săgetătorii de vis-a-vis și care sunt la 90 de grade cei din zodiile pești și din zodiile fecioară. Dar nu chiar toți, pentru că noi înțelegem că Mercurul în această perioadă totuși este la el acasă în zodia Gemeni, deci de obicei oamenii care au rațiunea destul de bine aranjată și voința este la un nivel foarte înalt, ei nu se tem de obstacole și chiar le este foarte interesant. Deci vom avea persoane care vor risca cu viața, care vor încerca niște sporturi așa mai exagerate. Evident, din punct de vedere astrologic este preîntâmpinat că nu ar fi trebuit să facă așa ceva, pentru că noi știm că avem Neptunul de lungă durată în zodia Pești și este acum în combinație negativă cu Soarele și cu Mercurul din zodia Gemeni și din această cauză oamenii vor să experimenteze, vor să comunice cu persoane necunoscute. Este bine pentru a învăța limbi, este bine pentru a studia ceva, mai ales pentru copiii care acum sunt în perioada de examene și le doresc succes.
pentru ei ca să totuși să arate un nivel de cunoștință destul de înalt, pentru că noi știm că copiii noștri au învățat în situații de carantină pe acasă online și nu este situația cea mai benefică, dacă sincer, pentru că foarte mulți copii se plâng anume de depresie, de stare de oboseală și apatie inclusiv. Deci este important să ne gândim la bine, să ne ajutăm copiii, să susținem părinții care au copii în perioada de examen și să înțelegem că mergem înspre eliberare, pentru că acele combinații astrologice care au adus această mare, cum să spunem, adică o scârbă pentru toată lumea pe globul pământesc, deja s-a terminat, dar trebuie să știm că totuși depinde de noi, de modul sănătos de viață, pentru că să deschidem hotarele în lung și în lat, cum a fost până acum, deja nu mai este recomandat, pentru că a mai rămas totuși modificația aceasta engleză, modificația indiană a coronavirusului, și dacă vine la noi în țară, totuși medicina noastră acum este într-o stare foarte așa complicată, dacă se spune. Doamna Pălii, ca de fiecare dată o să vă rog să ne spuneți acele zile în care trebuie să fim un pic mai precauți și mai atenți. Într-adevăr, este o situație destul de benefică, pentru că avem dispoziție mai bună la începutul verii. Avem și zile foarte bune, chiar de data aceasta am hotărât să le evidențiez. Pe data 1-2 iunie, pe data de 4, 11-12, 23-24-30. Iată, acestea sunt zilele cele mai pozitive și vreau să spun mai mult despre data 23 și 24, pentru că multe restricții sunt până atunci, pentru că este și Mercurul retrograd și este zodia Gemeni, care face parte din zodiile mutabile, și în afară de aceasta încă mai sunt acele combinații dintre Neptun și Mercur. Mai departe, chiar și planeta Marte ajunge în zodia Leu și sunt alte combinații care dau mai multă energie, dorința asta de inițiativă. Evident că este destul de complicat în legătură cu electorală, adică va trebui zodiile fixe, leii, vărsătorii, scorpioni, și taurii să fie un pic mai absenți, un pic mai în sine, pentru că aceste energii posibil să le declanșeze dorințe exagerate de promovare de sine, și noi știm că în acest an, în 2021, anume zodiile fixe, ele sunt cu complicații. Deci este important să, oricum, să ne realizăm intențiile, să ne promovăm din punct de vedere afacerilor, pentru că anul trecut a epuizat toate economiile pentru toate familiile. Eu am impresia că toți oamenii sunt într-un regim strict de economie și chiar se plâng oamenii care acordă servicii populației, că sunt foarte multe persoane care acordă servicii și foarte puțini clienți care aceste servicii le solicită. Într-adevăr, economia acum este la un nivel foarte jos și nouă ne trebuie așa un imbolt foarte mare de a avea totuși un rezultat pozitiv la sfârșitul anilor. Este bine pentru agricultură, pentru că noi vedem că avem foarte multe ploi, dar și oamenii de la țară tot spun că sunt necesare niște investiții pentru a ne apăra de această ploaie, pentru că, într-adevăr, nu fiecare cultură agricolă are nevoie de atâta umiditate. Și deci roada se planifică să fie una destul de bună, dar în afară de asta noi trebuie și să repede să o realizăm, pentru că pe umiditate totuși este foarte greu de a păstra. Deci avem și informații pozitive că se așteaptă un rezultat destul de interesant la toamnă, cum se spune, se numără bobocii, și avem și o combinație interesantă la sfârșitul anului cu acel Venus care stă jumătate de an în zodia Capricorn și de și prosperare și ocazie de îndrăgostiri, și chiar asta și este situația benefică și în luna iunie pentru zodiile de apă și pentru zodiile de pământ, că combinațiile care înseamnă împăcare, dorința asta de a face o relație de lungă durată este deja de acum inclusă pentru ei. Deci avem și niște avertizări, că totuși criza economică este destul de activă în acest an, noi trebuie să ne adaptăm la niște schimbări, pentru că aceasta a fost ideea anului 2020, de a modifica atitudinea oamenilor față de realitatea
în care trăiesc. Și dacă s-a reformatat cu totul realitatea din 2020, anul 2021 este primul pas de a ne schimba, de a ne refuza de trecut și de a ne orienta înspre structuri și perspective noi. Deci avem de lucru și eu cred că nu este o noutate pentru noi, pentru moldoveni, pentru că noi iubim să muncim și după asta să ne odihnim calitativ. Și eu cred că anume aceasta și vom avea în 2021. O să revin la zile. Zile negative. Zilele foarte bune. Am înțeles că astăzi este o zi foarte bună. Da, într-adevăr este o zi interesantă, doar că este așa un pic dinamică. Și zilele cu probleme sunt data de 5, 7, în jur de eclipse, data de 9 și 10, 13, 15, 18, 20, 21, 25 și 27, 28. Dar oricum, aceste combinații de zile negative nu sunt mai grave decât care le-am avut la sfârșit de aprilie și început de mai și cum vor fi la sfârșitul lui iulie și început de august. Pentru că noi știm că situațiile cele mai complicate sunt legate totuși de zodiile astea fixe. Doamna Pălii, pentru că s-au mai relaxat măsurile, restricțiile și am început să avem voie să organizăm mici petreceri și știu că sunt multe cupluri care deja au ales să-și oficializeze relația în perioada aceasta, vreau să vă întreb și despre acest aspect, dacă este o perioadă oportună pentru a pune bazele unei căsnicii. Unei familii. Într-adevăr, avem și zile foarte bune pentru a face o ceremonie, pentru chiar înregistrarea căsătoriei. Noi trebuie să căutăm o zi anume pozitivă dintre cele care noi le-am enumerat. Dar totuși, luând în considerație că sunt eclipsele și este o avertizare deosebită din partea astrologiei față de tunelul de eclipse și este și Mercurul retrograd și noi știm că când se oficializează o căsătorie, totuși este acolo vorba de o înțelegere, un document, o dată, oarecare, totuși să o facem pe Mercur retrograd, nu este recomandat, dar nu este chiar absolut critic, pentru că totuși aceste date fac parte din astrologia secundară. Este important, în primul rând, să fie compatibilitatea bună dintre miri și atunci când este înțelegere și dragoste, vă asigur că este posibil de a trece peste orice situație de conflict și pe toate greutățile care sunt posibile în soarta omului. Și la capitolul sănătate, cum stăm? Cu sănătatea, evident că în zodiile mutabile pot fi careva accese, deci oamenii care au îmbolnăviri cronice, este important să aibă acces la telefonia mobilă și la medicamentele lor, pentru că, într-adevăr, acum noi suntem toți alertați, îmbolnăvirile se dezvoltă vertiginos ca efect după coronavirus și chiar sunt persoane care au trecut ușor prin această infecție, dar totuși sunt efectele adverse și, într-adevăr, consumul necontrolat de medicamente și are efectul lor. Multe persoane au probleme cu metabolismul și noi toți am consumat și adaosuri alimentare care să ne susțină corpul fizic, dar noi știm că în această vară avem și Jupiterul și Neptunul în zodia Pești care răspunde anume de metabolism, de echilibrul acvatic din corpul fizic și în această lună sunt posibile careva indigestii, alergii și așa stare de intoxificare. Dacă noi suntem avertizați, noi știm cum să ne protejăm, pentru că sunt foarte multe metode de detoxificare și sunt și în medicină și sunt și specialiști ca nutriționiștii. Da, așa. Nutriționiștii, da, este corect. Bine, mergem înspre bine. Zodia Rac se consideră una pacificatoare, cu dorința asta de a ne promova ca familie. Este posibil să avem și o perioadă mai caldă între a doua jumătate a lui iulie și august. Deci ar fi de dorit totuși să lăsăm călătoriile mai pe la sfârșitul verii, nu chiar acum deodată, pentru că totuși trebuie să ne adaptăm cu călătoriile și să înțelegem dacă are rost. Pentru că noi dorim, dar nu totdeauna dorința este prioritară. Trebuie să mai facem niște calcule și să mai analizăm. Și, doamna Pălii,
un mesaj, ca să zic așa, pentru toți cei care ne urmăresc acum. Și vreau să fac o remarcă. Știu că tot timpul aveți grijă să postați și pe pagina dumneavoastră de Facebook mai multe informații, inclusiv să distribuiți interviurile noastre, și am observat că interesul oamenilor este foarte mare. O mulțime de oameni care vă roagă în comentarii, probabil și în mesaje private, să veniți cu recomandări, cu sfaturi. Da, într-adevăr, în fiecare zi primesc mesaje de nașterea copiilor, de careva probleme, de verificarea compatibilității și mă strădui să răspund la fiecare, poate nu chiar în aceeași zi când vine mesajul, dar asta este important să știm, că trebuie să ne liniștim, să ne gândim la bine, să ne protejăm sistemul nervos, pentru că foarte multe îmbolnăviri se formează totuși pe bază de stres și de panică. Deci noi am ieșit din această mare problemă care s-a abătut nu doar pe țara noastră, dar pe tot globul pământesc, și acum trebuie să ne gândim la bine, dar nu chiar cu totul relaxat, un pic așa mai liniștit, dar oricum încordați. Doamna Pălii, mulțumim tare mult pentru informațiile oferite. Ne vedem luna viitoare și vă dorim și dumneavoastră să aveți parte de un iunie cât mai plăcut. Mulțumesc frumos, Dănița! Mulțumim tare mult!